Începem, dragi telespectatori, cu chestiunile astea mai serioase și o să vedem dacă românii mai au încredere în politicieni. Am aici în față concluziile unui sondaj în scop, ce a fost realizat la cererea cotidianului Adevărul. Pe scurt, ca să nu vă dau prea multe detalii tehnice, trebuie să vă spun așa, că sunt mai multe personalități în acest top al încrederii. Unele dintre ele, sau mai bine zis, cele mai multe, sunt personalități politice. Absolut toate aceste personalități politice au pierdut din încrederea populației. Au scăzut, practic, în procente, în ceea ce privește încrederea. Este însă fruntaș în acest top, în continuare, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu. Domnia, urmat apoi în acest top de Klaus Iohannis, primarul Sibiului, Victor Ponta, premierul, Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei și Călin Popescu Tăricianu. Ei sunt pe primele 5 poziții. L-am avut acum câteva secunde în imagini pe premiantul Muguri Sărescu, acum pe Klaus Iohannis, aflat pe locul 2. V-am zis, poziția 3-a, premierul Victor Ponta, urmat de primarul general al Capitalei și abia după aia de Călin Popescu Tăricianu, liderul PNL. Da, deci este foarte simplu. Acum haideți să vedem cam cum sunt procentele, cum arată. Muguri Sărescu este cotat cu 42,9% la Capitolul Foarte Multă Încredere. 42,9%, dar chiar și el a scăzut puțin în sondaje. În urmă cu 2 luni, prin ianuarie, se bucura de 44,9% încredere. Deci până și Muguri Sărescu nu mai beneficiază de atât de multă încredere din partea românilor. Apoi Klaus Iohannis, 37,1% ca încredere, în timp ce în ianuarie și la el procentul era, de fapt, nu, în ianuarie, în ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis, procentul era mai mic, 33,9%, deci Klaus Iohannis crește în opțiunile populației, se bucură de încredere din ce în ce mai multă. În ceea ce privește pe premierul Victor Ponta, el în momentul de față, vă spuneam, este pe poziția a treia, cu 36,4, în timp ce în ianuarie avea 37,4. Deci a scăzut cu un procent premierul Victor Ponta.